Stimați colegi, la începutul lunii, tot de la această tribună, făceam un apel către primul ministru Mihai Tudose și tot domniei sale doresc să mă adresez și astăzi. Îmi exprimam atunci șocul pe care mi l-a produs constatarea că doamna Grațiela Gavrilescu, ministru și vice-prim-ministru în guvernul Tudose, ministrul al treilea mandat, nu a făcut niciun demers concret pentru combaterea poluării din Ploiești și zonele limitrofe. Revin la premierul Tudose cu o nouă atenționare. Distinse domn, de la momentul anterioarei mele solicitări și până în prezent, în aerul zonei Ploiești au fost măsurate oficial depășiri semnificative ale limitelor maxime la compuși precum sulf, dioxid de sulf, benzen și așa mai departe. Această situație intolerabilă se manifestă în fiecare săptămână cu o frecvență din ce în ce mai îngrijorătoare. Sunt sute, poate mii de reclamații ale cetățenilor care spun că nu mai pot respira aerul orașului între anumite ore. În mass media au fost scrise sute de articole în care este semnalată această problemă acută a orașului. În ultimul an, eu însă mi-am folosit toate mijloacele parlamentare pentru a determina Ministerul Mediului, pentru a-l convinge pe Ministrul Mediului, să ia măsuri concrete pentru identificarea și pedepsirea celor vinovați de această situație. Acestei crize îi se contrapune realitatea că vicepremierul Grațiela Gavrilescu și guvernele din care dumneei a făcut și face parte asistă impasibile la otrăvirea cu bună știință și fără discriminare a locuitorilor unui oraș important din România. Domnule prim-ministru, la sfârșitul săptămânii trecute am intrat în posesia unei informații absolut cutremurătoare. Conform propriei declarații de avere, doamna Grațiela Gavrilescu este acționar semnificativ la o fabrică de produse chimice. Această fabrică produce, printre altele, compuși cu un impact sever asupra mediului. Aș menționa doar detartrant și produse din cauciuc. Probabil pentru dumneavoastră care nu locuiți în Ploiești, această informație este nerelevantă. Pentru mine și sutele de mii de locuitori ai orașului Ploiești, această informație ne-a explicat de ce guvernul dumneavoastră ne-a condamnat la gazare. Mie mi-este foarte clar ce se întâmplă cu doamna ministru. Real, nu poți să înțelegi drama și neputința pe care ți-o produce copilul tău atunci când îți spune: mamă, haide în casă, pentru că nu mai poți să respiri afară. Atunci când, din otrava aceea, practic tu îți faci banii. Pur și simplu nu ai cum să înțelegi. De fapt, despre asta este vorba. Otrava este o marfă prețioasă pentru Grațiela Gavrilescu. Domnule prim-ministru, aveți în guvern un vicepremier care se află într-o gravă incompatibilitate morală, dacă nu și de altă natură. Nu puteți spune că nu aveți argumentele și motivele pentru a acționa măcar o dată în interesul celor care v-au oferit această putere pe care astăzi o dețineți. Vă asigur, în ceea ce mă privește, că nimic nu mă poate opri să continui toate aceste demersuri pe care le am la dispoziție ca parlamentar. Nu pot să stau și să nu fac nimic atunci când citesc în fiecare zi statistici oficiale din care reiese că ploieștenii mor din ce în ce mai tineri și mai frecvent decât locuitorii altor zone din țară. În același timp, fac un apel la colegii mei din PSD, parlamentari de asemenea. Știu că ei sunt 100% de acord cu ceea ce spun eu astăzi în fața dumneavoastră. În același timp, cred că trebuie fiecare dintre noi să avem o reacție. Voi și copiii voștri respirați același aer plin de compuși chimici care sunt factori agravanți pentru boli incurabile. Întrebarea este, dragi colegi parlamentari și mai ales dragi colegi din PSD, cât mai sunteți dispuși să jucați ruleta rusească cu sănătatea celor dragi, cu sănătatea dumneavoastră, în timp ce susțineți la guvernare complicele celor care le oferă să respire zi de zi benzen, dioxid de sulf sau toluen. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna deputat!